ștafeta Invictus merge mai departe către Carei și pe culoarul albastru. Steagul României a fost adus de echipa ce a venit de la Râmnicu Vâlcea, iar Slatina este a 7-a oprire din cele 15 aflate pe traseu. Pe 25 octombrie, de ziua Armatei Române, cele trei trasee tricolore vor ajunge la Carei. De 10 ani este organizată ștafeta veteranilor de război și este momentul în care eroii, indiferent de frontul pe care au luptat, sunt comemorați. Suntem în jur de 70-80 de persoane care vom alerga astăzi. Sunt de la Caracal, de la Batalionul 22 Infanterie, din contingentul portughez, o echipă de vreo 10 băieți care vor alerga alături de noi, de la Batalionul 1 Instrucție Slatin, Caracal, și voluntari de la Slatin. Ștafeta veteranilor de război reprezintă o activitate dintr-o serie de activități premergătoare zile de 25 octombrie și reprezintă un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru patrie. Echipa de la Olt este formată din sportivi amatori de la Slatina Running și militari. Participanții poartă în alergare drapelul național din respect pentru înaintași, din recunoștință pentru veteranii de război care încă rostesc povestea sacrificiului suprem, cât și pentru cei plecați dintre noi, a căror lecție de patriotism stă scrisă în inima fiecăruia. La mine este a 7-a ediție de când alerg și colegii mei care sunt răniți în teatrele de operațiuni mă fac să alerg și să ducem acest spirit mai departe. Noi suntem voluntari Invictus din 2018. Atunci, prima ediție care a trecut prin Slatina, traseul albastru, de atunci am mers în fiecare an. Numai 2020 a fost excepția. Am făcut traseul Telorman, din Telorman. Acum 2 ani de zile am mai participat, a fost prima mea ediție. Din Telorman până în Slatina. Printre alergători pentru prima dată s-a aflat și comandantul Centrului Județean Militar Olt, locotenent colonel Daniel Pescaru. Pentru mine, pentru prima oară, n-am vrut să mă fac de râs, am vrut să mă pregătesc înainte de toate. Și pentru mine o ocazie și oportunitate de a duce un omagiu atât veteranilor de război, cât și eroilor de azi și de ieri ai României. Ștafeta veteranilor a devenit o tradiție și amintește în fiecare an despre spiritul Invictus, acela care trebuie să ne unească pe toți în jurul veteranilor. Pe 25 octombrie, de ziua Armatei Române, cele trei ștafete vor ajunge pentru al 10-lea an la Carei.